Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avândul ca invitat pe domnul Dumitru Nancu, director general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre. IMM Invest va fi cel mai de succes proiect al ultimilor 30 de ani, spunea ministrul aseară, domnul Florin Cîțu. Ce spuneți dumneavoastră? Stimată doamnă, știm foarte bine că în ultimii 30 de ani nu cred că a existat o cifră și un guvern care să aloce pentru prima dată, cu toate că legea întreprinderilor mici și mijlocii, legea 346 din 2004, atenție, specifică la articolul 28 că anual guvernul României alocă sectorului întreprinderilor mici și mijlocii aproximativ 2% din PIB. Lucru care nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat niciodată. Vă dau magnitudinea cifrelor, vorbesc, că noi suntem oameni de cifre. Deci este clar că în momentul acesta este singurul guvern care și-a asumat acest program. Mai mult de atâta, este cea mai complexă schemă de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. După cum bine știți, pe lângă faptul că până în acest moment existau acele alocații financiare nerambursabile, la care știți foarte bine că vă dau exemplu anului 2019, când aveam guvernul respectiv, avea și ministrul de resort, au avut alocați de la guvern la rectif în buget, în legea bugetului 588 de milioane de lei, la rectificarea care s-a făcut au rămas cu 78 de milioane de lei, și s-au cheltuit, că vorbim de credite bugetare angajate și consumate, 30.000 de lei. Ăștia au fost în 2019 bani alocați de către precedentul guvern pentru IMM-uri. Ce s-a întâmplat? Sumă extrem de Și nu mai punem în discuție, pe lângă ceea ce am specificat, că e pentru prima dată când guvernul României alocă 2% din PIB, efectul multiplicator. Ce înseamnă efectul multiplicator? Pe lângă această garanție de 15.000, plafon de garantare de 15 miliarde, da, se mai există o sumă de 1 miliard de lei pentru alocații financiare nerambursabile, adică dobânda zero, adică întreprinzătorul nu o plătește, o plătește statul român băncilor, sistemului bancar, comisionul de garantare, la fel, nu este plătit decât de către stat, și comisionul de risc, pentru că la orice credit, orice întreprindere mică și mijlocie trebuia să aibă garanție, da? Și vine statul român, guvernul român și spune nu-ți mai trebuie garanție, ai 90%, suntem singura țară din Uniunea Europeană care are aprobat acest schemă de cadru temporar în care avem triplă facilitate. Garanții în nume și constat de 90%, nu există nicio țară, toate au maxim 80% și avem dobânda subvenționată. Iarăși un lucru care nimeni nu specifică, dobânda subvenționată și costurile creditării și garantării sunt suportate de către stat. De ce spuneam că este cel mai amplu program pe care un guvern l-a lansat acum o lună, avem exact o lună, și vedem cifre. Deci în acest moment vorbim de 2 miliarde 300 de lei, bani ajunși în conturile IMM-urilor. Asta voiam să vă întreb, adică, că mi-ați anticipat oarecum. Am văzut și eu comentarii de presă. Nu există. Deci este un program pe care e pentru prima dată în istoria României, iarăși revin la lucruri, știți cum e bine să ne cunoaștem istoria ca să știm încotro ne îndreptăm, când se așează la masa guvernului, premierul, cei 22 de președinți, de decidenți din sistemul bancar, în care s-au luat niște hotărâri pentru economie, nu s-au luat atât pentru sistemul bancar, cât pentru întreprinderile mici și mijlocii. Deci, programul a început în 28 aprilie, da? Și ne aflăm astăzi la o lună că se desfășoară în mai multe etape. Și o să le explic fiecare etapă în parte, pentru că oamenii n-au înțeles, fiind și un program... E un program nou. Program nou. Nu mai mergem pe schema de mult, adică primul venit, primul servit. E prima dată când guvernul iese... Premierul își spune, nu mai avem cine vine primul, ia banii. Facem un sistem competițional, da? Adică te-ai înscris primul, dacă nu, îndeplinești condițiile și îți cerem clarificări, revii, pentru că nu este un sistem
sănătos. Bun, deci să le luăm pas cu pas, așa cum spune președintele. Doi. E cel mai complex. De ce? Pentru că îmbină creditul, da? E o finanțare care are trei piloni. Creditul, garanție, da? Și accesorii. Accesorii ce înseamnă? Dobândă zero, comisiuni de risc zero, comisiuni de garantare zero. Deci avem un produs, trei într-unul singur, da? Prima etapă. A constat la fel. Am avut un site și platforma merge, va fi deschisă, pentru că nu-i primul venit, primul servit, în care întreprinzătorul... Un site care este găsit IMM-Invest. De STS acum. Serviciu... Știm că au fost probleme la început. Au fost niște probleme și nu vă ascund faptul, tot din dorința, pentru că noi ne-am aflat în această perioadă, cred că s-a aflat cineva, într-o cursă contra cronometru. Orice zi întârziam cu acest program era vitală pentru mediul de afaceri. Vă spun, decizia s-a luat să dăm cât mai repede drumul, pentru că orice sumă ajunsă în economie are un grad de multiplicare de 7, adică la cele 15 miliarde pe care le garanția acordată statului plus 1 miliard, avem un grad de multiplicare pe orizontală de 7 ori. Deci putem ajunge la suma de 100 de miliarde. Eu zic că în 3 luni că această sumă va fi în economie, injecție de capital, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Din dorința de a lucrurile a merge repede, pentru că știți, în situație de criză e cel mai important să iei decizie, da? Nu contează, dar trebuie să iei o decizie. A căzut și ziua, termenele cum erau. Păi România a fost prima țară din Uniunea Europeană care a avut cadru temporar aprobat, doamnă. La 19 martie noi am avut cadru temporar aprobat, schema de Comisie Europeană. Celelalte state, știți că la momentul respectiv, Polonia nu i se aprobase, Ungaria a avut derapaje, Spania la fel, li se aprobase, dar cu dobândă. Adică nu vreau să părem ce deștept suntem noi și ceilalți. Nu, am vrut să facem o comparație ca să vedem unde, ce am făcut și de ce unele ce urmează. Lucruri... Da, și de ce unele lucruri, știți cum, unele lucruri, ca în orice mai... Bun, a fost un atac cibernetic atunci? Dom'le, a fost, sunt rapoarte clare. Știu că ministrul a ieșit atunci sunt rapoarte clare și câteva bănuieli. Știți sunt ceva bănuieli, de atunci, bănuieli? Sunt rapoarte clare ale instituțiilor și instituțiile statului au aflat cauza. Adică nu suntem noi, nici eu în speță, să insist asupra acestui subiect. Este clar că... Inamici politici? Nu, nici nu s-a pus problema și nu cred că îi facem, programul acesta merită, mă rog, nu putem să spunem exact, nu am nici, sunt organele statului, s-au dat rapoartele au arătat că a existat ceva și ce vinovat să răspundă, nimeni nu... Acum nu mai sunt probleme. Nu sunt probleme. Când a fost preluat de... Nu sunt probleme. Au fost accesări, așa cum am spus și la momentul respectiv, la ora 10, 300 din 400, 380 de mii de calculatoare erau deschise, din care 132 au trimis în același timp o aplicație. Eu vă dau un exemplu și vreau să terminăm acest subiect pentru că a fost unul minor și ca să-ți completez declarația de... Acea declarație, cât îți vă ia? Vă ia 5-10 minute? Eu nu cred că aveam 132 de cereri, că am luat și noi. Să completăm. Să completăm o cerere. Ne lua, dacă erai tu toate documentele, cel puțin un sfert de oră. Adică 132 de mii să intre în aceeași secundă, pentru mine ca economist, adică nu. Și am spus, sunt organe, am avut rapoarte, sunt rapoartele unde trebuie și deciziile... Sunt la alții. Bun, și nu... vorbeați de etape și... Okay, prima etapă s-a desfășurat cu succes, noi spunem că n-am mai avut probleme. Te înscrii pe site-ul IMM Invest, acolo noi analizăm declarația de IMM, adică conform legii 346 trebuie să ai maxim 249 de angajați, cifră de afaceri maxim 50 de milioane de euro și active totale 43 de milioane de euro. Asta e maximul. Asta e maximul pentru întreprinderile mici și mijlocii. Beneficiarul, copie după buletin, copie după cui și declarația IMM, da? O încărca în aplicație și completa așa, după care o transmiteam spre evaluare. Deci totul se face electronic. Totul este online. Nu mergem la ghișeu. Nu, doamnă, asta am și încercat și
De asta, adică în loc să vedem un rolul constructiv acestui program, rolul că totuși orice zi, orice e o pierdere. Eu vă spun, angajații fondului, atâția cât suntem, lucrăm cu 22 de bănci care au peste 100.000 de angajați. Noi avem cu 60 de oameni, răspundem la 22 de bănci. S-a lucrat și zi de Paști, s-a lucrat și în zi de 1 mai, 2 mai, 1 iunie. Lucrăm continuu pentru că ăsta e și rolul nostru, ca acești bani să ajungă cât mai repede în sistemul, în sistemul economic. Toate aceste cereri sunt în jur de 61.000 de înregistrări. Toate au primit răspuns în 72 de ore, n-am depășit. Da? S-a transmis întreprinzătorului că este eligibil sau că nu este eligibil. Am avut 43 de cazuri, în sensul că erau întreprinderi mari, da? Sau codul CAIEN nu era eligibil, că sunt 8 coduri CAIEN care sunt... Care este rata de respingere? La noi, am spus, 43 din 60.000 e foarte... La bănci și acolo intrăm în cea de-a doua etapă pe care o să vă povestesc imediat. Deci aici, practic, în această etapă, noi suntem la zi. Tot ce ne intră, că se înscriu și acum, adică această etapă este continuă. Ei se pot înscrie până la 31-12, până în momentul în care se termină plafonul, după care guvernul și din toată dorința guvernului este că vom mări plafonul, dar prima dată trebuie să vedem... Mai pot adăuga bani, da, adică garanție nume și constat. Această etapă a durat 72 de ore, după care noi transmitem pe cei eligibili, da, la bancă. Și deja intrăm în etapa a doua. Acolo unde intervine practic banca. Da, deci această primă etapă la noi se desfășoară continuu. Transmitem toate cererile către beneficiar că ai fost acceptat și trimis la banca care ți-ai ales-o din 22 de bănci, el și alegea de pe site o bancă și băncii trimitem că beneficiarul respectiv este eligibil administrativ, conformitate, adică îndeplinește condiția să fie în program. A doua etapă, banca intră în analiză, analiza băncii. Deci este o analiză care se face de la zero, da? Și fiecare bancă, conform normelor BNR, are norme proprii de creditare. Bineînțeles că legislația primară, adică ordonanța de guvern 110, plus cu un cadru temporar, schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, hotărârea de guvern 282 din 2020, care sunt norme de aplicare, este legislația primară, dar la care, bineînțeles, se completează cu normele băncilor. Ce am făcut în această etapă? Deci etapă care a început de aproximativ două săptămâni, să spun așa. Am văzut că sunt niște, să spun, lucruri care pot fi perfectibile, atât din punct de vedere al întreprinzătorului, cât din punct de vedere al sistemului bancar. Și atunci premierul a hotărât să ne întâlnim cu sistemul bancar și s-a luat o decizie în acea ședință cu sistemul bancar să eliminăm unele bariere. Prima barieră a fost cu universalitatea, care dintr-o dată, să spun așa, a explodat analiza. Adică ce înseamnă universalitatea? Universalitatea, exact. La ce se înseamnă? Deci dacă... conform programului, sunt cele două facilități, capital de lucru și capital de investiții. Da? Pentru capital de lucru, pentru o linie de capital de lucru care ți se acordă pe 3 ani, în valoare de 500.000, dacă ești micro-întreprindere, cu o garanție, nume și constat, 90%, 1 milion dacă ești mică, cu o garanție, nume și constat, de 90%, și 5 milioane dacă ești de lei, vorbesc sumele în lei, dacă ești întreprindere mijlocie. Aici garanția era de ajuns, garanția pe ipoteca pe conturi. Adică, având 90% garanția statului, tu ca întreprinzător nu mai trebuia să vii cu alt bun. Aici era, lucrurile erau clar. Ei, rămăsese în legislația primară, în ordonanță, rămăsese că în momentul în care spune ipotecă pe conturi sau pe investiție, de exemplu, dacă ai un hotel și vrei să renovezi, da? Era de ajuns 80% cât ai și plus investiția care o făceai, care o cumpărai. Universalitatea însemna că îți punea ipotecă de rang 1 pe tot business-ul. Adică dacă aveai niște utilaje, dar tu nu le cumpărai în proiect, ele erau ipotecă. Dar
Ce înseamnă ipotecă? Că nu puteai să le vinzi. Dacă tu vrei să le vinzi, ele erau ipotecate, ceea ce era anormal. Pentru că, fiind garanție nume și constat, numai. E, aceasta a fost eliminată și s-a văzut dintr-o dată că și evaluarea băncilor a crescut. Dacă am ajuns la 2 miliarde 300 într-o săptămână, o cifră care spun eu... Deci, practic, era un impediment. Da, era un impediment. Al doilea impediment, la fel, care l-am și nu... Băncile trebuiau să analizeze. Deci, era un articol 7 din litera B, care spunea că nu beneficiază de către... de program, firmele care erau în dificultate la 31-12-2019, e normal, dacă era în dificultate când piața era în regulă, nu mai ai cum să revii tu când e clar că nu ești în perfuzii, ci e clar că firma nu poate fi. Și era un paragraf mai departe și trebuia să demonstrezi că ai suferit în urma COVID-ului. Ceea ce era iarăși o barieră, pentru că băncile spuneau, doamne, cum demonstrăm asta? Și începeau declarații de la IMM. IMM-ul n-aveai cum să demonstrezi, pentru că, sincer, n-a existat firmă sau, dacă n-ai suferit tu, au suferit clienții, au suferit piața. Adică nu poți să spui lucrul ăsta. Și l-am eliminat fără nicio... cu acordul comisiei, deci n-au fost nereguli. E, dintr-o dată, acolo unde erau semne de întrebare în care întreprinzătorului se cereau să completeze un chestionar, unele bănci trimiteau, să zic, să-și scoadă certificat, cu toate că nu exista acel certificat de situații de urgență pentru acest program. Deci am clarificat și această problemă. Nu s-a problemă. Mai tărăgănat. Da, adică e clar, adică acele... foarte mult să... Da, adică, practic, programul era la preaprobare și în momentul în care aveai aceste două dificultăți, dintr-o dată... Stagna... Da, e, acestea s-au eliminat, s-a dat ordonanță de urgență imediat în... Noi ne-am văzut vineri, săptămâna trecută deja a trecut ordonanța de urgență, astăzi se publică normele. Și urmează etapa, după ce banca evaluează, da? Ne transmite nouă pentru aprobarea garanției. Adică creditul, dacă este aprobat, noi atașăm garanția nume și constat în momentul acesta și că suntem de acord că în momentul când el trage, deja trecem în etapa a patra, deci etapa a patra este acum... Toate cele aprobate de către bancă vin la fondul de garantare în care noi verificăm identic aceleași lucruri ca la bancă, deci mai facem o verificare și practic semnăm contractul de garantare și acordul de finanțare. Ce înseamnă acordul de finanțare? Că vom acorda ajutorul de stat în funcție de cât va trage el din credit, că nu știm la momentul acesta câți bani va fi dobânda, că n-ai de unde să știi. Creditele, liniile de credit sunt pe sistemul revolving. Ce înseamnă revolving? Înseamnă că nu ai o rată pe lună. Deci tu plătești, diferă. Tu plătești cât consumi, ca la un card de salariu. Dacă... No. Adică cât... Aici nu poți să cuantifici. Adică acel ajutor de stat va fi plătit după o lună, când vine banca cu tot centralizatorul, dar aia nu e, să zic, o... barieră pentru IMM. Că IMM-ul, în momentul când am dat noi garanția, am aprobat-o și AFN-ul, el are banii în cont și poate să folosească. El poate să tragă, este relația între bancă și Fondul Național de Garantare și Ministerul de Finanțe care virează banii. Banii se virează, de exemplu, avem lunar, așa, execuția bugetară, câte 200 de milioane am văzut, în care putem plăti la bănci, dobânzile și celelalte. După ce a fost aprobat creditul, în cât timp se virează banii? Cât durează? Noi, pe normal, noi suntem singuri fondul, am spus maxim 5 zile. 5 zile. Maxim 5 zile. Dar vă spun că acum, în acest moment, pentru că nu, de săptămâna viitoare, sigur vom depăși 10.000 și cred că ne vom duce spre 20.000, pentru că s-au lămurit toate situațiile și în sistemul bancar lucrăm cu 22 de bănci. Deci noi ne-am luat 5 zile, în acest moment suntem la zi, adică ne-a intrat garanția, semnăm contractul, verificăm, o verificare rapidă, nu stă mult și încercăm cât de curând să introducem semnătura electronică, pentru că iarăși aici avem multe piedici. Am rezolvat cu OCPI-ul, că până acum OCPI-ul nu era opozabilă, da? Pentru că toate ipotecele se pun așa, ANAF-ul e de acord, mai avem ca un document să fie acceptat în instanță cu semnătură electronică,
trebuie să toate părțile. Având în vedere că contractul de garantare, creditare și ăla de finanțare, acordul de finanțare, sunt pe cele trei părți, bancă, fond și IMM, s-a venit cu aceasta că IMM-urile nu au toate semnătura electronică. Am luat decizia împreună cu băncile ca săptămâna viitoare să nu mai să aibă unde se duce la banca respectivă, să aibă și IMM-ul o semnătură electronică. Pentru că știți foarte bine, pe fondurile europene nici nu se acceptă fără semnătură europeană. Adică, corect, da. Deci nu e un impediment lucrul acesta. Dacă eliminăm acest lucru, pentru că vă spun, noi lucrăm, centrala lucrează cu 22 de bănci, fondul de garantare, și băncile au sucursale. De exemplu, da, noi am aprobat în 24, deci în 24 mai mi-a venit garanție de la aprobat de banc, de o bancă, îi dau numele. În aceeași zi am aprobat-o, da, pentru că am făcut verificările noastre, care oricum noi vedem și în sistemul electronic, și a ajuns la Satu Mare după 5 zile. Aici și ieri ne-am întâlnit, am vorbit și cu băncile, pentru că nu putem. Noi am impus o regulă, domne, noi tot ce avem pe o bancă vă le depunem la centrală, venim zilnic, ori dumneavoastră, ori noi vă luați documentele electric, că nu avem încă această semnătură. Dar de săptămâna viitoare am vorbit cu ARB-ul, cu toate băncile, sunt de acord să facem acest efort. Și în momentul când avem semnătura electronică, nu mai cred că mai vor fi timp. Adică deja suntem în etapa a patra, în care eu, părerea mea, că la 31 iulie eu pot spune că acest program și-a îndeplinit misiunea. Pentru că de la 31 iulie trebuie să venim cu complementaritatea la acest program, și ați văzut că Guvernul României a anunțat un plan, zic eu, ambițios și chiar sustenabil de lansare. Aș mai vrea să discutăm despre care sunt practic criteriile pe care trebuie să le îndeplinească firmele pentru a fi pe înțelesul tuturor celor care ne privesc acum. Vrei să accesezi, ești firmă, vrei să accesezi aceste fonduri. Cum faci? Ce trebuie să faci practic? Deci, care sunt condițiile? Condițiile să fie întreprindere mică și mijlocie, da? Ea este definită conform legii 346. Ce înseamnă? Micro, adică între 0 și 9 angajați, cifră de afaceri 2 milioane de euro, active totale 2 milioane de euro, trebuie să ai între 10 angajați și 49 de angajați, maxim 10 milioane cifră de afaceri de euro, active totale 10 milioane de euro, și între 50 de angajați și 249 cu cifră de afaceri 50 de milioane, active totale 43 de milioane. Aceasta înseamnă definiția pentru IMM. Din categoria întreprinderilor mici și mijlocii avem următorii beneficiari. Toate societățile care sunt constituite conform legii 31. Legea 31 identifică 6 forme. SRL-urile, societăți comerciale în comandită, comandită simplă, nume colectiv, și SRLD-urile și ESA-urile. Sunt cele 6 forme. Deși acestea sunt eligibile. Mai sunt eligibile întreprinderile individuale, cele pe ordonanța 44. Sunt eligibile persoanele fizice autorizate. Sunt eligibile legea cooperației, legea 1 din 2005, cele două cooperative, Cooperativa Meșteșugărească și Centrocopu. Și iarăși o măsură care a luat-o guvernul în ordonanța ultima publicată, 83, pe cele două bariere, au fost introduse și ONG-urile, dar care au activitate economică, da? Deci ONG-uri cu activitate economică, plus societățile cooperative, cele din agricultură, care la fel nu erau eligibile. Deci, practic, prin această modificare s-a lărgit și area de beneficiari. Se înscriu, se prezintă la bancă, acolo sunt criterii de bancabilitate. Bineînțeles că legislația primară a înlesnit, să zic așa, a coborât, practic, nivelul, pentru că nu mai sunt, nu poți să mai apreciezi cu aceleași criterii când piața era în regulă, cu criteriile când de două luni în România sau în toată lumea, dacă n-a fost numai la noi, vedeți ce se întâmplă în America, pentru că crizele de acolo vin.
a fost perturbată. Deci nu poți să spui că ai avut probleme în trecut și să te folosești de ele pentru accesa acum. Din punctul nostru de vedere, și a declarat-o și premierul României, acest program este pentru orice întreprindere mică și mijlocie, cu excepția celor care fabrica de armament, alcool și alte, care oricum nu sunt eligibile pe niciun program. Dar cele care au avut datorii la stat sunt eligibile? Sunt foarte eligibile, stimată doamnă, pentru că întâlnim acest tip de întrebare. Deci și pe noi ne întreabă foarte multă lume. Pentru că, chiar așa spune, dacă ai o eșalonare, o datorie la bancă, primul lucru care trebuie să-l faci, că din linia de credit, să-ți achiți dările la bugetul de stat. Deci este prima condiție. Adică și statul dorește, domnule, tot te împrumuți, că sunt bani pe care iei de la bancă. Să-ți achizi datoriile. Deci e logic. Da. Chiar dacă ai datorii din trecut, nu știu dacă... Da, nu contează, am spus și reeșalonare. Deci inclusiv reeșalonare dacă ai, inclusiv dacă ai datorii care nu ai putut să le plătești. Pentru că capitalul de lucru, eu aș spune, e cea mai importantă componentă. Pentru că aceste programe pentru IMM-uri, și le cunosc foarte bine, pentru că în anul 2005 am fost director în Agenția Națională pentru IMM-uri și Cooperație, se numea, și tot parcursul meu s-a derulat în cadrul Ministerului IMM sau cum se numea la... Toate aceste programe au avut rolul de a acorda niște alocații financiare nerambursabile. Acest program nu este pentru a aloca niște bani care... Ați văzut ce s-a întâmplat cu vestitele startup-uri care erau pe OLX. Deci ce a făcut guvernul actual? Deci pentru prima dată când încercăm să venim cu un plan de investiții fără precedent. Adică înlocuim politica, și a spune eu, toxică, de subvenționare, da? Și uitați-vă, 3 ani ce am făcut? Am subvenționat. Ce am făcut? Am mărit salarii. Da? Cu o politică de, i-aș spune eu, de relansare, de a economiei. E, această politică găunoasă de mărirea salariilor care se duc în consum, ați văzut unde ce produce. E, practic, e pentru prima dată când încercăm ca tot ce înseamnă sistemul bancar, acolo sunt resursele financiare, da, să-l canalizăm către sistemul întreprinderilor mici și mijlocii. Și ați văzut, vine în complementaritate cu ceea ce a anunțat Comisia Europeană pentru prima dată pentru România. 31 de miliarde care vor veni, 19,1 pe granturi, adică nerambursabil, dar acolo banii trebuie să se ducă pentru infrastructură, da? Pentru că e neeconomic, să nu spun altceva, să aloci alocații financiare nerambursabile pentru un IMM, să-și ia la un utilaj, decât să faci o autostradă unde muncesc 10.000 de IMM-uri. Creezi 10.000 de locuri de muncă. Iar bine, acum depinde și de noi dacă vom lua acei bani și vom ști ce să facem. Banii aceia sunt alocați, adică nu ții și așa cum au fost și înainte alocați. Banii am mai avut, dar o absorție zero, știm problemele. Practic ce s-a înlocuit? Deci această subvenționare cu un plan de investiții bazat pe creșterea competitivității. Deci nu, lucrurile sunt clare și vin într-un moment, zic eu, la răscuce pentru economia mondială, nu pentru economia României, că știți foarte bine, ne așteptăm acum la o creștere în V. Lucrurile și acolo sunt discutabile, pentru că cu cât întârziem, adică cu cât întârziem, și eu le explic celor cu care lucrez, că angajează oameni buni, cu cât întârzi tu o oră, o secundă, acea firmă moare, pentru că e clar, el n-a avut 2 luni să ții închis, dar să ții oameni. Și mai am avut și o altă măsură, șomajul tehnic, la fel, în care statul pur și simplu a fost 1 milion, șomaj tehnic îți plătea 75%. Deci au fost măsuri care, nu spunem noi, spune Comisia Europeană. Am fost creștere, da, economică, avem rata inflației unde eram campion când acea creștere a salariilor și bunăstarea românilor se reflecta în ce? Păi în inflație. Adică deja lucrurile se văd în economie, asta vreau să spun, și sunt efecte pe termen scurt. Că toată lumea zice, domne, nu se vede. Păi, domne, avem o lună. Efectele astea se vor vedea în toamnă. Pentru că deja banii sunt în sistemul bancar la IMM-uri, da? Începe statul pe cele 20 de miliarde construcția în infrastructură și ați văzut și președintele a spus acela, da? Și atunci și IMM-urile sunt capitalizate și pot participa
la acele licitații, că știți cum e cu sistemul de licitații. Nu ești capitalizat, cu ce să faci? No. Și mai venim cu o măsură, că tot pentru IMM-uri, știți foarte bine că noi am rezolvat în această perioadă de stare de urgență, IMM-urile aveau 4 probleme. Le-am identificat, experții din cadrul guvernului au spus așa, domne, ce facem cu salariile, da? Deci am dat șomajul tehnic, 75%, ca nici oamenii să sufere. Deci a fost o măsură în care statul a luat povara angajatorului, da? Ca să plătească 75%. A doua, amânarea obligațiilor. Deci noi nu gândim că suntem singura țară, ne gândim la faptul că suntem singura țară care avem ordonanța 37, care, na, nu știu, din păcate, din fericire, tot pe fondul de garantare va fi derulată, avem 9 luni de zile de amânare. Pe lângă amânarea ratelor, sunt amânarea obligațiilor fiscale. Adică guvernul a venit și a spus, domne, vă plătim TVA-ul la zi, ceea ce nu se întâmplase. Nimeni nu spune că guvernul Orban a plătit Startup Nation-ul din 2017, deci oameni care au aplicat pe Startup Nation în 2017, facturile au fost plătite de către guvernul Orban în noiembrie. Deci prima rectificare când s-a făcut, pentru că acei oameni luaseră pe Startup Nation credite punte de la bănci, plăteau dobânzi, da? Și prima măsură care a fost luată a fost să achite statul o datorie. Da? S-au achitat toate acele lucrări pe PNDL. Știți vestitele, 1080 de lucrări făcute într-o seară, 6 miliarde. Adică noi am venit și cu să achităm ce era din urmă. S-a plătit pentru prima dată TVA-ul, concediile medicale. Păi stăteau concediile medicale în anii de glorie, 2018-2019, când bubuia economia, întrebați IMM-urile sau întrebați oamenii de afaceri la cât timp le deconta statul TVA-ul și la cât timp le deconta statul concediile medicale. E, practic, s-a rezolvat și această perioadă. Adică, domne, și obligațiile fiscale care le ai tu către stat, ți le ducem până la 31 decembrie și nu-ți luăm accesorii penalități, dar îți dăm ce e al tău, îți dăm șomajul, da, îți dăm... Practic, ți se da, convine. Adică, ce înseamnă până la urmă? Că aici vreau să ajung. Și a treia era creditarea, capitalizarea. Și IMM Invest asta face. Nevoia de credit, pentru că IMM-urile în sistemul, și a fost declarația comună a premierului și a președintelui ARB, deci s-au primit într-o săptămână cereri de la IMM-uri, de când am început acest program, că se primeau în anii de... în anul trecut, când România era... altfel cu guvernată. Da? În 6 luni. Deci într-o săptămână. De ce? Pentru că aceste IMM-uri și înainte erau nebancabile. Adică greu luau credite. Acum guvernul vine și le dă o garanție în nume și constat. Pentru că nimeni nu apreciază sau încă nu conștientizează care e rolul acestei garanții în nume și constat. În primul rând este presiunea pe dobândă. Adică când garantează statul pentru tine, dobânzile de regulă sunt cu 2-3 puncte procentuale mai jos. Și doi, nu... cum să spun eu, are efectul multiplicator pe orizontală. Și eu dau exemplu programul Prima Casă, care întâmplarea face să fi fost acum, și atunci știu când s-a am... și schimbat o familie. O să vorbim, nu, o să vorbim și despre el, dacă mai avem timp. Nu mai avem timp, din păcate. La fel, cam două minute și trebuie să închidem discuția. Asta am vrut să spun, că IMM Invest este pilonul prin care dăm drumul la acces creditului bancar, dar vine guvernul și o să vedeți în măsurile care urmează cu cea de-a patra facilitate, și anume vrem să deblocăm accesul la creditul comercial. Și chiar mâine se va discuta în guvern toate celelalte 10 măsuri cu care vom veni pe următoarele 6 luni, astfel încât creditul financiar a fost deblocat, deci sunt, și acum să deblocăm și creditul furnizor, cum îi spun eu, sau creditul comercial. Așa e o veste bună. Păi, vă spun eu că raportul dintre creditul bancar, da? Adică creditul care era la o bancă, și creditul comercial este astăzi de 1-3. Deci e foarte mare. Doi, la sfârșitul lui 2019, am făcut notele noastre de fundamentare, că băncile acordaseră 117 miliarde de lei. Dom'le, la sfârșit, deci într-un an. Și noi deja suntem la 2 miliarde și vă spun eu că depășim
deci credite acordate de bănci, nu tot sistemul bancar. Iar companiile acordaseră credit furnizor de 383 de miliarde. Adică ce credit furnizor? Dumneavoastră luați de la mine și îmi plătiți factura peste 90 de zile. Adică lucrați pe banii... E, noi venim cu o schemă în care statul să-ți garanteze această factură. Adică să o scontezi, să faci factoring pe ea. Deci vine complementar. Astfel încât, așa cum am spus, până la sfârșitul anului, cele două programe, creditul financiar și creditul comercial, să fie deblocate și să intrăm într-o Din păcate, piață am financiară. Avea foarte multe de discutat. Întrebările sunt extrem de multe și nouă ne scriu oamenii care vor să și acceseze. Mine... Și tocmai de asta vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și că ați făcut lucrurile mai clare și vă mai așteptăm cu drag alături de noi. Mulțumim!